domnilor consilieri, ați fost convocați în ședință ordinară conform dispoziției domnului primar numărul 180 din 10.06.2022. Din consultarea condiției de prezență rezultă că din cei 14 consilieri convocați și în funcție prezenți sunt 7. Ședința ne fiind statutară, nu își poate ține lucrările. Spune și cine n-a venit. Lipsesc următorii consilieri locali. Alexof George Carol, Benchea Francisc, Ciuraru Ștefania, Leghe de Angelica, Mărcuș Șerban, Adrian, Urban Anton și Voidoc Vladimir. Ar fi bine să se citească și proiectele care ar fi fost propuse, ca să se vadă la ce condiții. Ordinea propusă care a fost, știți foarte bine, important, cel mai important proiect a fost, este practic alimentarea cu gaz, cu gaze naturale, Valea Mică. Restul sunt proiecte care nu poate, suferă amânare, nu sunt atât de urgente, dar proiectul ăsta sigur că ar fi fost. Deci, aici suntem, oamenii nu vin. Nu știu ce avem, nu știu ce doresc, nu știu ce vor. Asta este. Domnul primar, ce se întâmplă cu proiectul ăsta dacă tot diversează și nu o să vină? Nu știu, adică important era ca să putem încheia acest contract cu gazul, să putem să facem această lucrare, cetățenii să beneficieze de gaz de anul ăsta, dacă nu, să vedem în momentul când vom fi majoritar și dacă legislația nu se schimbă, aprobăm, o luăm de la cap. Și nu o să aibă anul ăsta, dar o să aibă la anul, să spunem. Adică când reușim să avem, să fim majoritari ca să dumneavoastră aprobați aici acest proiect. Practic asta este. Normal, dacă ne gândim bine, acest gaz de metan pentru Valea Mică a fost odată aprobat. Ca să facă proiectul, nu? Da. Și dacă s-a făcut proiectul ăsta, trebuie continuat, în continuare, nu? Sigur că da. Este mare păcat acum, ca să ne lăsăm chiar pe aprobarea la cei care nu vor să vină nici la ședință și nu vor nici să aprobe. Eu zic că treaba asta, cred că se poate continua, nu? Eu zic că această situație nu rămâne, nu rămâne fără consecințe juridice. Noi am cheltuit, ca și comunitate, am cheltuit câteva sute de milioane, începând cu proiectare, cu ridicări, totul, cu aprobări. Și acum suntem în faza în care de a se executa și această lucrare și sigur că nu numai Curtea de Conturi, dar și eu ca primărie și ca primar o să mă îndrept împotriva acestor consilieri pentru recuperarea acestor sume care s-au cheltuit pentru acest proiect. Și nu este de glumă, inclusiv voi face un va fi un dosar penal pentru abuz în serviciu a celor care nu se prezintă și pentru ca să nu validăm pe domnul consilier care trebuia să fie astăzi validat. Lucrurile sunt, sigur, pentru ei este o jucărie sau nu știu cum gândesc ei, dar oricum nu vor rămâne așa, asta vreau să vă spun, că vor fiecare va răspunde pentru fapta sa, pentru că în momentul când tu te-ai înscris aici, ai obligația, ai responsabilitate ca și consilier local, ca să se îndeplinești funcția pe care o ai cu responsabilitate și ești reprezentantul cetățeanului. Tu trebuie să justifici practic orice absență, dar ei acum justifică că n-au timp, că da, că a apărut o problemă. În momentul când ești consilier, trebuie să fii responsabil, trebuie să fii la orice oră aici, pentru ca, comunitatea noastră să se poată dezvolta. Nu poți rămâne, pentru că rămâi în urmă pur și simplu și după aia spunem că uite în Ardeal, uite în stânga, uite în dreapta și noi nu. Nu există. Practic am venit cu toții pentru binele comunității, să facem aceste lucrări, să venim cu drumul și totuși tot timpul, dacă rămâi cu un proiect în urmă, acest proiect va acela anul, peste 2 ani și nici nu știu dacă vom mai face, dacă pierdem. Pentru că a apărut acest proiect pe Angel Salini, proiectele europene care sunt, ele se dau pe un ciclu de 4 ani
Și dacă ai pierdut acum trenul, nu știu dacă data viitoare, încă peste 4 ani vor veni alte fonduri. Pentru că tot la fel cineva spunea, că voi sunteți care spuneați că sunt cetățeni care ne întreabă de ce facem aceste lucrări în ultimii ani. Adică primul an, al doilea an, nu faci nimic, pentru al treilea și tocmai al patrulea an ai apucat să asfaltezi. Pentru că noi nu avem bani ca și comunități locale, noi avem bani foarte puțini. Noi ne bazăm pe banii acordați de guvern sau pe fonduri europene. Ei, guvernul pe fondurile europene aduc banii, după ce aduc banii se fac proiecte pe anumite linii de finanțare, noi facem aceste proiecte, obținem banii, iar lucrurile astea durează 2-3 ani de zile, după care facem lucrarea în ultimul an de mandat, dar nu când vrem noi, pentru că ăsta este ciclu de 4 ani în care guvernul își asumă niște responsabilități și niște credite. Și de asta durează, dar într-adevăr fiecare zi contează, fiecare săptămână. Noi venim și ne chinuim, am lucrat la proiectul ăsta de 3 ani, lucrăm și acum ne trezim că ei nu vin. Nu știu ce să spun, populația asta a ales, tineretul din comună a dorit ca tinerii să fie participanți la actul administrativ care se întâmplă în comunitatea noastră. Ei spun, domnule, noi vrem, dar nu știu ce vrem. Adică ei, nu știu dacă îi întreb, nu știu ce vor, dar ei vor, că ei sunt tineri, ei nu sunt corupți, ei sunt curați, ei sunt cu inima curată. Au nevoie de cunoaștere, au nevoie să știe ce înseamnă administrație, ce înseamnă care sunt nevoile unei comunități, să ne subordonăm noi interesele personale în interesul colectivității, să încercăm să lucrăm. Să înțelegem că numai pentru noi. Sigur că ei nu știu care sunt ambițiile lor la ora actuală, ambițiile lor politice, dar ele sunt strict interesul propriu. Nu vor că nu vor, dar nu se întreabă cetățeanul pentru ce m-a votat aici. M-a votat ca să-mi îndeplinesc propriile mele orgolii? Eu asta nu înțeleg. Și sigur că ne vom, cum să spun eu, debloca. Numai că durează un pic. Instanța de judecată va stabili, vom face alte alegeri, eu merg cu fruntea sus, nu-i nicio problemă, adică dacă chiar așa aici suntem. Nu s-a mai întâmplat niciodată în Comuna Cleja, nu s-a mai întâmplat niciodată, nu numai în Cleja, în tot județul Bacău, ca să spun, sau nici la nivel, nu știu, chiar nu îl înțeleg pe acest carro, pentru că el este cel care blochează totul. Da, asta este, mergem înainte. Da, să facem mențiunea că am fost la ședința de comisie, domnii consilieri Alexov George, Denchea Francesc și domnul Orban, au semnat condica de prezență, s-au ridicat și au plecat. Nu știu ce... Până la urmă este, la fie din 4 în 4 ani, cetățeanul hotărăște cu cine să meargă în continuare. Acum, pentru că așa a ieșit la vot, asta este, trebuie să accepți că ai pierdut, 4 ani vei sta în opoziție, peste 4 ani, dacă demonstrezi că ai fost de bună credință și ai contribuit la aceste proiecte, sigur, cetățeanul te poate data viitoare să te aleagă pe tine, dar nu în asemenea condiții, ca tu să nu vii. Nu știu, sistemul ăsta n-am mai întâlnit până acum. Dar se pare că vale mică, e o miză prea mică pentru ei. Se pot lipsi de voturile acolo, făcând lucrul ăsta, blocând gazul. Asta e. Orice cetățean are dreptul la gaz. Dacă nu îi trece gazul prin poartă, trebuie să-i treacă la fiecare. Așa văd lucrurile. Și dacă avem proiectul pe tavă... Acum să facem contractul cu Delgazul și să plecăm la lucrări. Deci nu avem nevoie de finanțare a nimănui. Nu depunem pentru finanțare. Doar venim noi cu o cotă de finanțare și deci este o ocazie. Da, dacă se modifică legislația ANRE-ul, modifică legislația, să știți că vom pierde această ocazie și atunci vom la capăt. Banii nu sunt de la noi, sunt de la... Avem și noi. E un caz, avem o parte, dar foarte mică. Foarte mică. Foarte mică, sigur că, dar partea, contribuția noastră. Dar, nu, sigur, e de greu de înțeles. Eu cel puțin nu înțeleg orgoliile astea politice. Toți am fost politicieni sau majoritatea din noi am făcut politică, dar nu
trebuie să faci politica cetățeanului, nu politica ta pe care vrei. Nu poți să impui cuiva să facă ceva, numai este ai, din punct de vedere electoral, lucrezi legile electorale, dar nu vrei tu așa, vrei tu așa. Nu se poate. Este... Da, pe mine, într-adevăr, mă afectează un pic așa, pentru că știm câtă muncă este cu aceste proiecte și de câte ori am aprobat aceste proiecte. Dar, nu știu, trebuie să ieșim din această logică, această paradigma a lor, ca să spun așa. Nu se poate. Cred că încă ani de zile, chiar de ei ne consideră pe noi comuniști sau ce spun ei în felul lor, hoți, comuniști, nu știu mai știu cum să mai interpretez. Nu este, cred că trebuie să fim cu capul pe umeri și, cum să spun eu, cu capul în cer și cu picioarele pe pământ. Nu știu cum trebuie să fim, ca totuși să reușim să facem. Și deocamdată, totuși, cum să spun eu, s-a demonstrat în timp că chiar de ești un pic mai în vârstă, poate ești mai înțelept decât unul foarte tânăr care are forța și are puterea necesară, dar îi mai trebuie un pic de înțelepciune. Cred că asta le lipsește astăzi colegilor care n-au venit. Nu știu ce să spun. N-am în locul lor, nu pot gândi, ei știu cum gândesc. Așa să facem, să lucrăm pentru comunitate. Să lucrăm pentru oameni. Avem proiecte de drumuri, avem proiecte de gaz, avem proiecte cu toate școlile, avem și alte proiecte și alte proiecte. Astăzi avem un proiect care trebuia să aprobăm banii care, pentru copiii care sunt cu dizabilități și sunt internați în instituțiile, instituțiile statului. Iarăși trebuie să aprob, că asta este. Dar mergem înainte. E mare păcat. Deci toate satele au gaz metan, Valea Mică să n-aibă gaz metan atâta timp cât ne-a întins vorba aia, o mână de ajutor, ca să facem treaba asta. Și nu numai asta, cred că toate proiectele se vor bloca cu această ocazie. Sigur, se vor bloca. Dar noi avem proiectul cu primăria, care la fel trebuie să predăm terenul, trebuie să aprobați dumneavoastră să predăm așa. Tot la fel, pe fonduri de la Compania Națională de Investiții avem acest proiect cu finanțare 99%. 94,7. Din 70 de miliarde cât ar costa primăria, sigur, trebuie o instituție făcută cum pentru corespundențele lor noastre. Noi nu dăm decât 4 miliarde, cum se spune. Și statul ne dă 70 de miliarde. Și în condițiile în care toate acestea vin pe fonduri, ne dau și ei nu sunt de acord. Sau avem școlile, 30 de miliarde, avem o școală care, la fel, partea noastră e nimic, și am făcut proiectul. Sigur, proiectul costă 1 miliard, dar lucrurile astea, dacă nu le vom duce și nu le vom putea, aceste miliarde vor trebui recuperate de undeva. Și cred că eu știu de unde recuperă. Sigur, vor trebui recuperate. Vine Curtea de Conturi, deci ați făcut proiect, ați a fost de acord cu ele, dacă nu le-ați dus la îndeplinire, din ce cauză nu le-ați dus la îndeplinire? Că banii au fost. Adică lucrurile sunt destul de complicate, dar destul de... Trebuie, într-adevăr, ei să înțeleagă lucrul ăsta, că nu se poate. Aici nu e că vreau, nu vreau, că nu-mi place de ochii tăi. Nu lucrăm pe ochi frumoși aici, lucrăm pe proiectele comunității. Chiar de nu-mi place, chiar de nu-mi place, eu trebuie să votez dacă conștiința mea spune că acel proiect este un proiect viabil, un proiect care ne aduce un plus comunității noastre. Nu mai vii cu... Nu mai poți spune nu. Nu poți să spui că și nu avem nevoie de școală, nu poți să spui că n-ai nevoie de gaz, nu poți să spui avem două seturi de drumuri care trebuie aprobate. Avem, sigur, am aprobat, acum suntem în faza de licitații cu un drum care și ni s-au cerut niște clarificări, suntem. Avem în două seturi de drum, avem în jur de 8 km de drum de asfaltat, 8 km și ceva, aproape 9 km, cred că.
care sunt finanțabili. Deci vine de la Angel Saline acum 100 de miliarde, 115, 120 de miliarde. Noi avem prin banii noștri să facem în jur de 60-70 de miliarde, care avem și banii noștri care sunt. Sigur că trebuie să vină să spună, da, sunt de acord. Și el nu vine la ședință, vă dați seama ce se întâmplă, ca să nu iei acești bani, care avem proiectele aprobate, suntem proiecte care nu se fac, aceste proiecte se fac cu multă muncă, cu multă... Sigur, este foarte ușor de pe stradă să spui că e ușor, dar când intri și la fotbal, activiți de fotbal sunt peste tot și în momentul când intri pe teren, atunci îți dai seama cât de greu să joci fotbal. Ca peste tot, nu poți. De afară toți comentează că acum, cum spunea Ștefania, că nu sunt proiectele bune. Băi, da. Nu să nu fie proiectele atât timp când ele sunt verificate la prefectură. Avem acolo o comisie de avizare care ele sunt depuse. Dacă n-ar fi bune, n-ar veni înapoi, n-ar fi aprobate. Dar nu, cum să spun eu, dacă atâta e gândirea asta a tineretului care spunem noi că sunt tineri de astăzi, sigur, tineri la 30 de ani, la 35 de ani, nu știu când o să fie... când o să aibă maturitatea necesară ca să gândească într-adevăr... Bun, cum... nu putem băga toți tinerii în aceeași oară. Nu, vorbesc de tinerii care sunt aici, în consiliul nostru, aici. Nu vorbim de tinerii care de mulți nici nu s-au băgat, adică ei băieții sunt la facultate, pe la universități, București, asigur, cei care aici așa și încearcă acum să ne blocheze toată, că ei spun că sunt tineri și îi reprezintă pe tineri. De asta spun nu. Într-adevăr, avem tot felul de tineri, am și eu copii, avem tot, dar nu gândesc ca ei. Asta vreau să spun. Da. Cine mai are de comentat? Ceva de zis? Ceva de zis ca să, așa, vorbim până dimineață și ne plângem. Faptele. Cetățenii publici sunt situația acum și gata. Cetățenii publici se iau de această situație, că ei țin efectiv proiectele astea blocate. Da, sunt blocate, o să... Bate lui, singur, să găsim o formulă. Este trist când mergem în alte localități și vezi că cum înfloresc și la noi din X motive, nu? Obligat că... Adică ai finanțare și... Am fost la Balea Mare, am fost la Gambine, în ultimele două săptămâni. Sigur că da. Dom'le, ce să mai zic? Asfalt. Da, da, acolo. Ați făcut. Acolo se lucrează. Se lucrează, dar nu, dar n-au... Parcă acolo nu este opoziție. Vă spun altă cum, că n-ai... Dacă eu, de exemplu, vin tot timpul și stau 2-3 săptămâni pentru un proiect, odată nu știu ce să... George, nu știu ce, m-a uitat laptopul sau nu știu ce să spun, o dată nu știe, zice de articolul 4, i-a dat în legea nu știu care, adică bagă aici, a dat niște povești astea care cred că noi suntem copii, sigur că cei care se uită la televizor, care sunt, eu știu, nu știu de ce nivel, și când au auzit că au spus de legea de articolul 4 din ordonanța de urgență, ce deștept e ăsta, domnule? Așa am văzut că comentează. Uite ce deștept. Și când te uiți la articolul 4, zice alegerea prefectului. Adică, care, cum este? Aici e problema, că ei nici nu știu, ei caută să facă opoziție, dar aruncând niște cifre, aruncând niște legi, niște alineate, articole de lege care n-au nimic comun cu administrația. Deci aici suntem, în comuna noastră, ăștia suntem noi acum. Păcat. Eu nu știu cum, dragul, dar eu 16 ani, eu n-am avut așa ceva niciodată. Niciodată n-a fost ședință ca să nu se aprobe. Bineînțeles, cum ai fost și contra, nu putem spune că toată lumea a fost de acord. Dacă ați ajunge în situația asta, cum e la Cleja, la ora actuală, n-a fost niciodată. Și cred că n-a fost în tot județul Bacău. Știți, acum vă spun de ce n-a fost. Pentru că în momentul când te duci în alegeri, sigur, cine câștigă, câștigă, cine nu, nu înseamnă de acum să blochezi totul. Adică ești un tip responsabil, îți dai seama că ai pierdut, recunoști că ai pierdut și votul politic îți spune cuvântul. Asta nu înseamnă că de acum, dacă n-am câștigat, trebuie să blochez totul. Asta înseamnă o poziție constructivă. Băi, opoziția constructivă. Nu pot să spun că nu vreau drum, că am picat eu în opoziție. Sau nu vreau gaz la Valea Mică, că... Că sunt în opoziție. Exact. Aici, asta trebuie să înțeleagă tinerii, cei care sunt acum aici.
Păi dacă întrebați pe tineri din comunitate, cei care mai sunt, cu siguranță bolgați și că ți-o mai fi și în Valea Mică și doar, nu doar de acolo, dar și din Somușca. Sunt tineri care mai sunt în localitate și care vrea să vadă lucruri de când merg. Nu, păi, toată ora, așa este. Doar că poate nu sunt reprezentați. Dar când cetățenii din Valea Mică într-o zi la următoarea ședință, se vină toți cetățenii din Valea Mică, invităm pe toți și atunci... Spuneți că există posibilitatea să organizați o ședință a Consiliului Local în altă localitate, adică... Sigur că da, oricând putem și pe terenul de sport de la Iulicea și putem merge și la Valea Mică. Să vină cetățenii, putem organiza o ședință în aer liber, important este să... Știu că poate domnule noastre de acord, dar putea să organizăm într-o duminică după amiază. Sigur că da. Putem. Atunci oamenii nu sunt la cânt, nu sunt plecați, nu sunt... Putem să vină. Sigur, dacă vreți să... Dacă sunt discuții și... Putem merge pe teren. Eu, nu? Eu, duminică pe teren? Eu când am fost consilier județean, am organizat ședință și inclusiv în sala din Râlgovna. Așa a fost. Dom'le, hai să facem o ședință în sala. Veni și cetățenii din Târgu Ocna. Da, Fulano și aici putem. Dar să fie, ar trebui, sigur că ar trebui și cetățenii să se implice la situații de genul ăsta, pentru că ei ne-au votat, ei ne repozită și să vină pe aici. Consiliu și-a trăit pe aia. Da, oricum merge ori. Hai un puțin. Da, lucrurile se pot. Aveam și ori, aveam de habe, aveam de mamă, tigări, dar erau... Dom'le, erau, dar nu spuneau nu. Nu. Că de multe ori s-a pus problema aici, așa, la noi, și tot acest domn Carol, băi, de ce tăceți, de ce... Dar ce trebuie să faci? Pentru că oportunitatea și necesitatea... Am discutat în campanie electorală și am zis așa, oameni buni, ce doriți? Și au zis, domnule, vrem drumuri. Dacă dumneavoastră ați dorit aceste drumuri, noi am făcut aceste proiecte. Ce să mai discuți? Pentru că legalitatea o asigur eu, ca primar, împreună prin compartimentele de specialitate. Iar oportunitatea și necesitatea, prin votul dumneavoastră, dar nu trebuie să-mi spui mie, doar dacă ai să spui, aduci un amendament la un proiect în care spui, domne, strada respectivă mi-ai făcut-o de 3 metri, 8, dar hai să o pot la 4, pentru că vin mai multe mașini. Asta înseamnă oportunitate și spune, domne, împreună suntem aici, hai să o facem de 4 metri. Practic, asta puteți face. Asta este. Nu, asta comentați dumneavoastră ca și consilier. Nu comentez nu știu ce, că nu-ți de acord. Că nu comentez, nu ești de acord. Băi, nu ești de acord. De ce nu ești de acord? Tu trebuie să vii cu argumente aici, așa? Pentru că legea prevede clar, în momentul când ești împotriva unui proiect, vii cu argumente. De ce nu ești? De ce nu ești de acord? Da? V-am spus, toate lucrurile astea se vor plăti. Cineva va plăti, sigur. Ușor, nu. Ei nu au votat nimic, n-au votat buget, n-au votat investiții, n-au votat de la început. Și să nu uităm că sunt aici datorită votului acordat de cetățeni, cetățenii comuni, iar acum ei, prin ceea ce fac, eu zic că șantajează comuna, șantajează... Da, exact. Dacă vrei să vă spun, și vă șantajează și pe dumneavoastră. Dacă vreți să vă spun corect, doi dintre consilieri sunt și... validați prin redistribuire, adică și prin fructurile care le-am obținut noi. Al treilea și unul de la da. Plus, unul deci de au la... obținut prin redistribuire, adică prin voturile pe care, da, de la alte partide. Asta de anul tot aici. Mai curți de noastră la fiecare. Minus unul la fiecare. Și dacă se redistribuire, erau mai prins câte un post. Deci, da. Nu sunt nici posturile alea pline, ca să... Asta este. Putem pleca. Da, dar nu mai e nimic, dar... Mulțumim frumos!